Pentru momentele de rugăciune în continuare, aș vrea să citesc doar două versete care sunt legate de studiul biblic din Exodul de astăzi, și anume 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9 la 10. Apostolul Petru spune așa: Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Un pasaj pe care Apostolul Petru, așa cum spune la capitolul 1, versetul 1, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Petru scrie către ucenicii care s-au împrăștiat în toată lumea cunoscută de atunci în jurul Mării Mediterane, Pont, Galatia, teritorii la sud de România, care s-au dus și au dus Evanghelia la popoarele acestea. Deci, un mesaj pentru ucenicii lui Hristos, care sunt Biserica lui Hristos. Și uitați ce frumos se adresează lor și nouă, apostolul, spun că voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Amin, într-adevăr, dacă în vechime Domnul a ales poporul Israel și dacă privim la evrei și astăzi așa cu un pic de jin, privim că ei sunt poporul ales, vreau să vă spun că și noi suntem aleși prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acest pasaj ne dă acces la aceleași binecuvântări pe care Dumnezeu a vrut să le dea peste poporul Israel. Și de multe ori suntem așa de doborâți, suntem așa de lipsiți de entuziasm, fără să realizăm că și noi am fost altoiți în acest popor special al lui Dumnezeu, această seminție aleasă, o preoție împărătească, vă dați seama? Cuvântul ne spune că fiecare soț, fiecare tată, de fapt, trebuie să fie un preot în familia lui, în casa lui. Vreau să vă spun că familia Nicu și sora Lenuța Avram sunt între noi și mi-au spus că în ziua de astăzi, în 1954, dânsii s-au căsătorit și astăzi sărbătoresc 68 de ani. Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Nicu a fost preot în familia lui toți acești 68 de ani. Și ca și el și noi, toți trebuie să fim preoți. Nu trebuie să fii din seminția lui Aron, nu trebuie să fii levit, ci prin mântuirea în Domnul Iisus Hristos, El ne-a dat această calitate de preoți. Domnul să ajute ca fiecare membru, frate, din Biserica Betania să fie un preot și astfel familia lui să vadă această alegere specială. Dacă privim mai în jos, în versetele 11 până la 17, vedem câteva semne prin care deosebim poporul lui Dumnezeu. Versetul 11, ei se feresc de poftele firii pământești. Acești oameni care sunt o preoție aleasă, sunt un popor special pentru Dumnezeu. Versetul 12 spune că ei au o purtare bună în mijlocul celor de la servici, în mijlocul vecinilor și prin viața lor arată practic mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o și schimbarea pe care Duhul Sfânt a făcut-o în viața lor. Apoi, versetul 13, ni se spune că această seminție sunt supuși oricărei stăpâniri omenești, atât a împăratului, adică președintelui sau conducătorului unei țări, cât și a dregătorilor din nivelele de mai jos. Deci este un om ascultător care recunoaște că fiecare formă de guvernare este pusă de Dumnezeu pentru binele nostru și al întregii țări. Apoi, versetul 16, ni se
aduce aminte că noi, ca și o seminție aleasă, suntem niște oameni liberi. Dar există aici o avertizare, ca să nu facem din această libertate o haină a răutății. Suntem liberi, nu mai păcătuim pentru că Domnul ne-a eliberat de această robie a păcatului. Și apoi, în final, aș vrea să citesc versetul 17, care este o sumarizare acestui mesaj în care ni se caracterizează cei care fac parte din această seminție aleasă din Biserica lui Hristos. Apostolul ne îndeamnă și pe noi: cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste împăratului. Aici este un rezumat al felului în care trebuie să trăim. Să cinstim pe toți oamenii. Când oamenii văd felul în care noi îi cinstim, să-și aducă aminte că ceva este diferit în viața noastră. Apoi, nu se mai discută să iubim frații. Și aici este un test foarte mare. Să iubim frații pentru că ei sunt parte din același neam ales, din aceeași seminție, din aceeași preoție sfântă. Să ne temem de Domnul. Nu este vorba de o temere terorizantă, ci este vorba de acea teamă sfântă, reverență cu care trebuie să venim la închinare. Și apoi să dăm cinste autorităților civile, pentru că prin ele Dumnezeu conduce țara și de binele ei depinde și binele nostru. Suntem chemați să ne rededicăm, dacă n-am pus în practică aceste virtuți, aceste calități în viața noastră care ne identifică ca și Sfinții lui Hristos, suntem rugați astăzi să ne rededicăm. Și la anunțul mai târziu vreau să dau mai multe detalii prin care cred că biserica noastră acum, la mijlocul lunii septembrie, trebuie să intre într-o stare de rededicare pentru noul an duhovnicesc care ne stă în față. Ne vom ridica în picioare și, îndemnați de aceste gânduri, frați și surori, în rugăciuni scurte, vă rog să mulțumim Domnului pentru că suntem o seminție aleasă, suntem și noi parte din poporul Lui, suntem înfiați în familia Lui Dumnezeu. Și apoi să ne cerem iertare dacă nu ne-am comportat ca niște copii al Lui Dumnezeu și să cerem o putere de a ne rededica pentru Domnul în acest an nou care ne stă în față. În rugăciuni scurte să ne putem ruga mai mult. Și la urmă, când voi întrerupe rugăciunea, aș vrea să deschideți ochii și vom citi împreună această rugăciune în engleză de rededicare pe care am ales-o ca și tinerii să înțeleagă ceea ce vrem să facem în această dimineață. Haideți să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Da, Doamne, îți mulțumim. Amin. Pentru oamenii din mijlocul cărora trăim, Tu dă-ți binecuvântești biserica care face parte. Amin. Îndură-te de la copii, la tine, la cei în vârstă, la păstor, la toți cei care vor lucra în această biserică, cor, orchestră, slujitori, de pretutinde. În numele Domnului Iisus, iartă-ne că suntem slabi în această lume, plină de Amin. Încercări, de bătătoșenie, nu cu care de multe ori, Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău. Amin. Da, Doamne. Domnul Iisus, pentru harul și dragostea Ta. Amin. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus și jertfa Ta de la cruce. Amin. Amin. Pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne dea să ne conducă, să ne călăuzească, să ne păzească. Da, Doamne. Vrim să-ți mulțumim pentru toată dragostea Ta. Amin. Te rugăm să ne dai lui inima ascultătoare. Amin. Amen. Pentru păstorul ei și pentru păzucerea de sfârșit.
Amin. Ajută-ne, Doamne. Amin. Și acum vă rog să citim această rugăciune împreună în engleză ca și un semn de dedicare pentru noi, pentru ceea ce ne stă în față. Haideți să începem. Thank you, Father, for including me as one of your servants. Enable me in the power of the Holy Spirit and in the name of the Lord Jesus, to be a good and faithful witness to you in my earthly walk. May you be glorified and exalted in my life and in all I say and do. I pray that I may sing forth your eternal praises and glory from this day forward. Amen. Luați loc, Domnul să ne ajute la aceasta. În continuare vom asculta, vom cânta de fapt împreună toți o cântare comună. Numărul cântării, Cărțile Roșii, Când am pacea Domnului în inimă. Yeah.
într-adevăr, ce bine e să fim în casa Domnului, în prezența Duhului Sfânt și împărtășia fraților. Câteva anunțuri. Mă bucur că o văd pe sora Cristina Brie, care cu cârje, cu multe ajutoare a venit în casa Domnului. Ea a avut un accident în vacanță, și-a rupt piciorul, a avut operație. Biserica s-a rugat pentru ea, așa că ne bucurăm, sora Cristina, că procesul de vindecare progresează. Slavă Domnului, și știu că tu ne-ai urmărit online, dar nu este ca și când ești aici în mijlocul bisericii. Slavă Domnului pentru reușita operației. Domnul să continue vindecarea în viața ta. Amin. Mulțumim și lui Sorin, care e ajutorul potrivit în acest timp pentru Cristina. Ne bucurăm că vedem pe familia Lupaș aici, pe fratele Tibi, pe sora Cornelia și pe David. Ne bucurăm că sunt în mijlocul nostru ori de câte ori pot și sănătatea le permite Domnul să-i binecuvinteze în continuare. Ne bucurăm că vedem pe Titi Rusenescu între noi. Săptămâna trecută el a fost prin spital, a avut o infecție, dar Domnul s-a îndurat și de el și el este între noi. Domnul să lucreze în continuare în viața lui. Vă recomand la terminare să înconjurați familia Avram cu dragoste, să îi felicitați pentru cei 68 de ani pe care Domnul i-a îngăduit, el să le mai dea încă virgulă cât are el în planul lui pentru familia Avram. Domnul să vă dea sănătate, să vă țină puternici, așa cum spune Psalmul 103, pe care dânsii ni l-au recomandat, dar a fost citit la ora de rugăciune, Psalmul 103, 1 la 5, unde spune că cei credincioși întineresc avulturii, așa că Domnul și în privința aceasta ne binecuvintează atunci când stăm lângă El și suntem ascultători. Aceasta este tema de astăzi, ascultarea credinciosului de legea Domnului. După cum știți, tinerii noștri sunt plecați împreună cu fratele păstor, de fapt cu mai mulți frați, pentru că sunt vreo 40 de tineri, cum numim noi tineretul Betelania, adică de la Betel și de la Betania, au mers la Big Bear împreună cu fratele Claudiu, împreună cu fratele Doru Brezoi, fratele Codin, unde au avut un timp de reconfortare, de studiere a Cuvântului Sfânt. Domnul să aducă un suflu nou și între tinerii noștri prin venirea fratelui Claudiu, care de repetate rânduri ne-a spus că pasiunea lui sunt tinerii. De fapt, și la Alba Iulia el a făcut lucrări grozave printre tineri. Domnul să fie lăudat, slăvit pentru acest lucru. În al doilea rând, duminica trecută am avut multe pe program, a fost și cina Domnului și nu s-a putut face ceea ce vreau să fac în continuare. Să mulțumesc Domnului pentru biruința de la convenția care am avut-o. Vreau să vă duc înapoi un pic, 4 luni în urmă, unii frați care aveau puțină credință au zis, de ce ne-am angajat, pentru că suntem puțini, slabi, nu putem să facem, și am zis, prin credință vom face, și cred că a fost o convenție reușită. Mulți frați din alte părți, din Minnesota, din Portland, din San Francisco, mi-au spus că o așa convenție de mult nu au avut. Inclusiv Arizona, spune fratele Nelu. Și într-adevăr așa a fost. Nu numai că a fost belșug de cuvânt, a fost belșug și de bucate pe care sora Marioara Pescăriței și fratele Claudiu Giorgioni, sub conducerea fratelui administrator și a surorilor, le-au făcut așa de bine. Am primit complimente că masa a fost delicioasă. Domnul să fie lăudat și pentru acest aspect. Și al treilea aspect, vreau să vă spun că ne gândeam în urmă cu vreo 2 luni, dacă strângem vreo $20,000 să plătim, vreau să vă spun că suma pe care nu o să o spun, strânsă prin contribuția asociației, prin 4 colecte, apoi prin donații, a fost aproape de 40.000 cât ne-a costat. Așa că slavă Domnului pentru dărnicie care a fost peste așteptările noastre și pentru faptul că nu ne vom atinge decât poate puțin din suma aia de 15.000 care am pus-o deoparte, pentru că Domnul a mișcat inimile fraților și au făcut donațiile respective. Domnul să fie lăudat și
fie ca această convenție să fie o dovadă de unitate, spune David în Psalmul 133, ce bine și plăcut este când frații sunt adunați împreună. Și vreau să vă aduc aminte că evreii trebuiau de 3 ori pe an să meargă să aibă convenții la Ierusalim. De 3 ori, vă dați seama. Pentru că părtășia împreună într-un număr mare este foarte uplifting și este un lucru care demonstrează unitatea în trupul lui Hristos. Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Dar nu vreau să închei acest capitol până nu îi rog pe frații, surorile care au contribuit la bucătărie, la parcare, ușierii, dirijorii, coriștii, cei de la security, cei de la sunet, cei de la video, toți care ați contribuit la bunul mers și succesul acestei convenții, vă rog să vă ridicați în picioare ca noi care am beneficiat de slujirea noastră să aplaudăm. Curaj, curaj! Cei care ați avut o contribuție la convenție, vă rog să vă sculați. Sora Rodica, Sora Rodica și tu, și tu ai fost. Coriștii, desigur că sunt unii care sunt plecați. Vreau să aplaudăm puțin, chiar dacă e controversat, să le arătăm mulțumire pentru dedicarea lor în această lucrare deosebit de frumoasă. În al treilea rând, fratele Zaharia, de la biserica din Grădiște Arad, a discutat cu fratele Claudiu și ne informează că duminica viitoare va fi prezent între noi. Dânsul vine cam o dată pe an în bisericile din America și de data aceasta are un proiect care o să ne prezinte cu privire la cumpărarea unei parcări adiacente bisericii din Grădiște. Așa că nu vom avea o colectă specială, dar cei, mai ales arădenii sau alți frați care au pe inimă această lucrare, sunt rugați la terminare să vorbească cu fratele Zaharia. În al patrulea rând, vă aduc aminte de discuțiile noastre de la adunarea generală semianuală din 28 august, când am spus că cu venirea fratelui Claudiu vrem să ne organizăm mai bine, vrem să reîncepem anul duhovnicesc cu un spirit nou, un spirit de curaj și de perseverență. Frații din comitet și fratele Claudiu m-au rugat să anunț că duminica viitoare, 25 septembrie, rugăm pe frații coordonatori de la grupă care țineau școlile duminicale și toți ceilalți frați din grupele pe care le avem, Petra, grupa Coinonia, grupa Agape, grupa fraților Barnaba și grupa Betania, să rămână pentru 20 de minute duminica viitoare la lunch, la ora 12, fără lunch, nu se va da lunch. Deci doar 20 de minute înainte de lunch, ca să ne organizăm puțin, să avem o consfătuire cu privire la felul cum vom parcurge anul acesta școlile duminicale de la grupă. Frații din comitet și fratele păstor au propus ca în anul acesta, de la 9:30 la 10:25, să avem o sesiune combinată pe grupe de rugăciune și studiu biblic. Rugăciune, poate primele 10-15 minute și studiu biblic. Ca apoi, la ora 10:30 până la 12, să putem să începem serviciul divin. Fratele Claudiu spunea că o oră și un sfert nu e suficient pentru închinare, pentru predică, pentru cuvânt, pentru rugăciune. Așa că vom încerca formula aceasta. Așa că vă rog să vă rugați Domnului ca și cei care în ultimul timp, din cauza pandemiei, au rărit frecvența, să revenim cu toții ca un trup închegat și să studiem cuvântul împreună, să stăm în rugăciune împreună. În grupuri mai mici, după cum știți, avem mai mare îndrăzneală să spunem lucruri mai intime, să ne rugăm în mod concret pentru nevoile noastre. Acestea au fost anunțuri, au fost cam lungi, dar au fost necesare pentru că am trecut prin câteva evenimente importante ca biserică și acum privim în față cu un gând de rededicare, să îmbunătățim frecvența noastră, frica COVID-ului s-a cam dus, așa că nu mai avem scuze să stăm acasă decât cei foarte bolnavi.
să venim la casa Domnului împreună și să creștem duhovnicește în casa lui Dumnezeu. Amin. În continuare vom asculta corul cântând spre slava Domnului, după care fratele Ciprian va citi cuvântul sfânt pentru mesajul predicii. Pentru citirea cuvântului, în timp ce coriștii vor comunica. Pacea Domnului Iisus! Îmi place așa de mult că fratele Viorel și fratele Eugen au vorbit și am vorbit în dimineața aceasta despre ascultare. Și ascultarea nu poate să vină decât atunci când ne ridicăm capul în sus și ne uităm la Dumnezeu, pentru că numai El poate să ne dea înfăptuirea aceasta să ascultăm de cuvântul Lui. Noi de la noi, cum vedem și la copiii noștri și la noi înșine, tot cădem, tot cădem. Dar Dumnezeu
este Cel care ne dă puterea aceasta. Și în dimineața aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne va spune și ne va arăta despre ascultarea aceasta care trebuie să o avem în Domnul. Și dacă vă citesc și vreau să vă spun, înainte să citim textul, două versete. Mântuirea vine de la Domnul, un Dumnezeu care este milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. La ce carte din Biblie vă gândiți când vă spun aceste versete? Nou Testament? Psalmi? Ioan? Este cartea Iona. Este cartea Iona. Haideți să deschidem împreună la cartea Iona, în Vechiul Testament, și vom citi primul capitol. Cartea Iona, dacă ne uităm la profeții mari, începem cu Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, după aceea profeții mici, Osea, Ioel, Amos, Obadia și Iona. Ajungem la Iona. Deci dacă dați în continuare de la Isaia, ajungeți la Iona. Cartea profetului Iona, 893 în Biblia Cornilescu. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut. Au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci i-au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă, i-a făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, vrem să ascultăm de cuvântul Tău, ca odinioară Samuel să spunem: vorbește, căci robul Tău ascultă. Dar nu numai vrem să-L auzim, ci vrem să fim și împlinitori cu fapta. De aceea ajută-ne să păzim poruncile Tale, așa cum Tu ne-ai spus și cum am auzit și la lecția de dimineață. Și pentru toate îți dăm Ție și numai Ție glorie. Amin. Ocupați locurile. Dacă nu-i vedeți pe Monica și
copilașii mei, pe Noa și pe Matthew, să știți că sunt un pic răciți. Nu e COVID, dar rugați-vă pentru ei, dacă... Amin. Mulțumesc. Atunci când auzim versetele acestea, care vi le-am spus mai dinainte, așa e că ne gândim la un Dumnezeu al Noului Testament, nu al Vechiului Testament. Cu toții ne gândim Dumnezeul Vechiului Testament plin de mânie și Dumnezeul Noului Testament plin de har. Și cartea lui Iona vorbește despre un Dumnezeu plin de har pentru cei care nu erau din poporul lui, pentru niniveni. Cartea lui Iona este plină de surprize și de contraste pentru noi. Cartea aceasta, de fapt, ca și tot Vechiul Testament, ne prezintă caracterul lui Dumnezeu. Tot Vechiul Testament are două lucruri principale și cartea lui Iona nu se deosebește. În primul rând, ne arată caracterul Dumnezeului nostru, Tatăl nostru care ne iubește așa de mult. Și în al doilea rând, ne duce cu gândul la Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul care va avea să vină. Slăvit să fie numele Lui. O fetiță desena pe caietul ei la școală o balenă cu un om înăuntru. Învățătoarea s-a oprit în dreptul ei și a întrebat-o pe fetiță: despre ce este tabloul acesta, desenul acesta pe care îl desenez? Fetița i-a răspuns foarte, foarte dezinvolt, desenând în continuare: este Iona, în pândecele peștului, din Biblie. La care învățătoarea, care era atee, nu credea în Dumnezeu, i-a spus: așa ceva este imposibil să se poată întâmpla. Oamenii prind pești, peștii nu prind oameni. Fetița a continuat să deseneze și a spus încet: o să-l întreb pe Iona dacă e așa, când voi ajunge în cer. Învățătoarea a răspuns pe un ton supărat: dar dacă Iona nu va fi în cer? Fetița, cu capul plecat, desenând în continuare, a răspuns așa încet, foarte ușor: atunci va trebui să-l întrebați dumneavoastră. Iona este o carte care ne spune despre harul, mila și iubirea unui Tată, Dumnezeului nostru, pentru toți oamenii. Iona, un pic despre Iona, este unul dintre profeții mici din Vechiul Testament, dar mesajul cărții lui este un mesaj important, un mesaj major pentru noi. Este un mesaj de pocăință, este un mesaj de reîntoarcere la Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl are pentru neamuri, pentru Ninive, pentru Iona chiar, și pentru tine și pentru mine în dimineața asta. Iona înseamnă în evreiește porumbel. Și când te gândești la porumbel, că este un om foarte blând, foarte cu minte, foarte ascultător, well, nu-i chiar așa. Iona a fost un profet în împărăția de nord, în Israel, și el trăia în Gat, Hefer, care este cam la 4 km de Nazaret. Și de ce este asta important? Pentru că Iona este arhetipul unui alt profet care s-a născut în Nazaret mai târziu. Și el a fost în timpul domniei lui Ieroboam al doilea. Știm că Iona a fost un profet adevărat și că nu este o istorie închipuită cu mulți și chiar din comunitatea creștină spun că este doar o pildă, așa, o istorie spusă. Nu. Este o istorie adevărată care s-a întâmplat și este istorică din două motive principale. De ce? Pentru că, în primul rând, Domnul Iisus l-a adeverit pe Iona. Și dacă l-a adeverit Domnul Iisus, noi nu putem să-L contrazicem.
Și Domnul Iisus spune în Matei 12, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și în al doilea rând, pentru că Iona este pomenit în analele istorice ale poporului lui Israel. În 2 împărați, 14 cu 25, se vorbește despre Ieroboam al doilea, împăratul Israelului, împăratul împărăției de nord. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat Hefer. Iona a fost o persoană adevărată. Nu lăsați pe alții să vă spună altcumva. Israel, în timpul lui Iona, în timpul acesta, era la pământ, din punct de vedere spiritual. Deși împărăția de nord, cu toții știm, după Solomon, împărăția de nord și împărăția de sud, deci s-au despărțit. Și împărăția de nord n-a mai avut niciun împărat bun, niciun împărat care să cheme numele lui Dumnezeu. Și era la pământ, din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că idolatria, cât și nedreptatea, erau la loc de cinste în împărăția lui Israel. Și Dumnezeu a trimis profeți, mulți profeți. Toți profeții de care am vorbit de la început, majoritatea dintre ei au prorocit împăraților și împotriva împărățiilor și să le spună avertismente că Dumnezeu îi va duce în robie. Și toate avertismentele profeților au fost ignorate. Și până la urmă, împărăția de nord, în 722 înainte de Hristos, avea să fie cucerită, ghiciți de cine? De Asiria, al cărei capitală este Ninive. Cu 50 de ani după profeția lui Iona. Deci Iona a profețit cu 50 de ani înainte să fie cucerit de Asiria. Cartea Iona, și ne vom concentra mai mult pe primul capitol, dar vreau să prezint toată cartea și câteva gânduri din toată cartea, pentru că trebuie să o luăm ca și o unitate. Cartea Iona se poate împărți pe 4 capitole. Fiecare capitol poate avea un titlu. După mersul lui Iona, după cum a mers Iona. Capitolul 1 ne prezintă umblarea departe de Dumnezeu. Umblarea departe de Dumnezeu. Capitolul 2 ne-l prezintă pe Iona care umblă umblarea către Dumnezeu. Se întoarce către Dumnezeu. Al treilea capitol ne-l prezintă pe Iona cum umblă cu Dumnezeu. Și al patrulea capitol ne-l prezintă pe Iona întâlnindu-se cu Dumnezeu. Cartea Iona începe și se termină cu Dumnezeu vorbind. Și vedeți versetul 1, cuvântul Domnului a vorbit. Și dacă vă uitați la ultimul verset din cartea Iona, tot Dumnezeu vorbește și vorbește lui Iona. De aceea trebuie să realizăm că personajul principal al cărții nu este Iona, nu este peștele, nu sunt nici chiar ninivenii, ci este Dumnezeu. Iona este un personaj secundar. Cel mai important lucru pe care îl vedem în Vechiul Testament, cum am spus, este caracterul lui Dumnezeu. Și primul principiu care vreau să-l învățăm, și o să învățăm 4 în dimineața aceasta, 4 principii, despre caracterul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când vrem să ascultăm de El, cum am auzit dimineață la școala duminicală, trebuie să ne ridicăm ochii în sus și să ne uităm la caracterul Lui. Și primul principiu care îl învățăm din primul capitol, din Iona, este că Dumnezeu este suveran și în control. Dumnezeu este suveran și în control. Amin? Iona a fost singurul profet dintre cei 12, sau profeții mici, cum le spunem noi, care a fost trimis la neamuri ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Au fost alți profeți care au profețit despre Babilon, despre, dar n-au plecat la ei, ci au profețit din Israel sau din Iuda.
Capitolul 1 și 3 încep cu aceeași frază. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, dar reacția lui Iona este diferită. Porunca lui Iona din partea Domnului este foarte clară. Scoală-te și du-te la Ninive. Hai să vedem ce este Ninive acesta, orașul acesta. Este un oraș-stat menționat prima dată unde? Care este autoritatea principală pentru noi creștini? Biblia, Scriptura. Nu mă interesează ce spun arheologii, pentru că știți ceva? Am studiat anumite texte, spun ceva și după aceea schimbă părerea. Mă interesează ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că ăla știu că este da și amin. Amin? Ninive este un oraș stat menționat în Biblie pentru prima dată în Geneza 10 cu 11. Un oraș construit de cine? De Nimrod. Cel care a condus construirea turnului Babel și apoi a Babilonului. Ninive, cetatea cea mare, după cum vedem în Iona, a fost mare din cauza a două lucruri. Din cauza că într-adevăr era mare, avea 120.000 de oameni în ea, și pentru că era importantă, a devenit capitala Imperiului Asirian. Ninive reprezintă tot ce era rău și nelegiuit în vremea aceea în lume. Îmi pare rău să-mi spun, cam ca și Hollywood-ul de acum. Erau, de fapt, asupritorii lui Israel, împărăției de nord, pe drept. Ei tot făceau incursiuni și veneau și le furau și băteau și luau în robie. Asiria, ca și națiune, a fost una dintre cele mai violente și nemiloase împărății din istoria omenirii. Și Naum, un profet care a profețit mai încolo împotriva, de fapt înainte de Iona, împotriva lui Ninive, a auzit ce spune despre asirieni, despre niniveni. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dea la răpire. Naum 3:1. Era de o cruzime istorică. Și istoricii, când vorbesc despre perioada aceasta a ninivenilor, spuneau despre ei că cruzimea lor a întrecut chiar și pe romanilor. Și a trecut-o chiar și pe barbarilor. Erau de o cruzimă istorică. Lui Iona i s-a poruncit să meargă est, la Ninive. El era aproape de Nazaret, pe pământ, în continuare, până la Ninive. Și cam 500 de mile. Cam atâta este până la Ninive. Și Iona fuge la Tars. Vest, peste mare, pe coasta Spaniei, cam vreo 2500 de mile. Și dacă Dumnezeu îi spune lui Iona să facă 500, el face 2500 în partea alaltă, de 5 ori mai mult. Dumnezeu îi poruncește să meargă pe jos, el își ia bilet să meargă pe mare. Iona i-a trimis la un oraș mare, dar el vrea să meargă la capătul opus al pământului care era cunoscut în ziua aceea. Pentru că până acolo știau ei că e capătul pământului în timpul acela. Îmi place contrastul dintre versetele 3 și 4 în capitolul 1. Dacă vă uitați cu mine. Și acolo când zice în versetul 3 și Iona, din original se poate traduce dar Iona. Pentru că Dumnezeu i-a spus du-te la Ninive, dar Iona s-a dus la Tars. Și uitați-vă la versetul 4. Dar Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Versetul 4. Dar Domnul, și când zice dar Domnul, degeaba zice dar Iona, ce vrea el? Că Domnul a făcut să sufle un mare vânt, un vânt năprasnic. A ajuns Iona unde a vrut el să ajungă? Atunci când Domnul te trimite undeva și n-asculți, toate elementele naturii vor fi împotriva ta. Pentru că Iona este un profet rebel.
Dumnezeu în suveranitatea sa îl urmărește și poruncește până și elementelor naturii pentru a-l opri pe acest profet din mersul lui păcătos. Și vom vedea în continuare, trimite nu numai furtuna, trimite și un pește, trimite și un vierme. Dumnezeu este suveran și în control și El și acum știe exact și niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără ca El să știe. Slavă Lui! E interesant faptul că Iona, ca și profet al lui Dumnezeu, a crezut că poate să fugă de parte de fața Domnului. Păi dacă e profetul lui Dumnezeu, ce face profetul lui Dumnezeu? Știți diferența? Am mai spus, dintre preot și profet, da? Preotul aduce cerințele omului în fața lui Dumnezeu. Profetul aduce cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Și dacă profetul știa cuvântul lui Dumnezeu, și vom vedea în capitolul 2 că, într-adevăr, Iona cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cum crede el că poate să fugă departe de fața Domnului? Ascultați Psalmul 139, pe care Iona îl cunoștea. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Oriunde am merge, atâta timp cât nu suntem în voia lui Dumnezeu, vor fi consecințe și Dumnezeu va sta împotriva noastră. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri, ne spune Solomon în Proverbe 15:10. Iona se adâncește tot mai mult în rebeliunea lui față de Dumnezeu. Și tot textul nostru reflectă lucrul acesta. De 3 ori ni se spune în text că Iona s-a coborât. Și s-a coborât nu numai fizic, dar și spiritual departe de Dumnezeu. În versetul 3 ni se spune, s-a coborât la Iafo, da? Și a găsit acolo o corabie ca să meargă la Tars. În versetul 5 ni se spune, Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Și în versetul 6 din capitolul 2, când este în pântecele peștelui, ce ne spune? M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Iona, fizic, s-a tot depărtat de Dumnezeu, coborându-se. Dar lucrul acesta ne demonstrează că el s-a depărtat și spiritual de Dumnezeu. Cum stăm noi cu chemarea care ne-a dat-o Dumnezeu? Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o chemare de slujire, în slujirea Lui, atunci când l-am primit în inima noastră. Și atunci când nu îl slujim pe Dumnezeu și nu lucrăm pentru împărăția Lui, de fapt, ne îndepărtăm de El, așa cum s-a îndepărtat și Iona. Doamne, ajută-ne să stăm în ogorul Tău. Îmi place un citat despre cartea Iona pe care l-a scris Tim Keller și spune așa, orice rebeliune are o furtună alipită de ea. Încă o dată. Orice rebeliune față de Dumnezeu, bineînțeles, are o furtună alipită de ea. Și vedem exemplul acesta în cartea Iona. Iona era în fundul corabiei, dormind dus. Dar furtuna aceasta amenința numai pe Iona? Toți oamenii din corabie erau amenințați. Israelul reprezintă biserica în Vechiul Testament și îmi place că dimineața am discutat că ei au fost chemați să fie preoți. Și de ce au fost chemați să fie preoți al lui Dumnezeu? Pentru că ei trebuia să fie o lumină pentru neamuri, pentru toate împărățiile pământului. Și noi suntem chemați la același lucru. Și dacă Israelul reprezintă biserica în Vechiul Testament, atunci când unul dintre copiii lui Dumnezeu păcătuiește și este rebel împotriva lui Dumnezeu, toți cei care sunt în biserică, în corabie, vor avea de-a face cu furtuna.
circumstanțele în care se găsesc corăbierii sunt similare cu furtuna, dacă țineți minte, din Luca 8, atunci când Domnul Iisus dormea și El. Și ucenicii s-au speriat de furtună. Și Domnul Iisus se trezește și ce îi întreabă? Unde vă este credința? Iona, profetul nostru rebel, și-a pierdut credința. Și nu realizează că Dumnezeu este suveran și omniprezent și poate conduce orice element al naturii. Diferența cu istoria din Luca 8 este faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu suveran și doar cu o vorbă El potolește furtuna. Pe când în relatarea noastră, corăbierii trebuie să-L arunce pe Iona în mare ca să împlinească voia Domnului. V-am spus, cartea Iona ne duce cu gândul la Domnul Iisus. Cartea Iona este plină de surprize. Și ce este foarte surprinzător este faptul că această furtună care Dumnezeu o are pentru Iona, știți care este efectul cel mai important al acestei furtuni? Îi conduce pe corăbier la pocăință adevărată. Uitați-vă cu mine. Iona nu vrea nici să nu vrea să le spună altora despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrea să meargă la Ninive. Și Dumnezeu îl folosește să le vorbească corăbierilor. Uitați-vă la versetul 16. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. Și au adus Domnului o jertfă. Și i-au făcut juruințe, legământ. Au făcut legământ cu Dumnezeu. S-au întors la Domnul. Extraordinar. Și observați cum este un crescendo în capitolul 1, în textul nostru, care este foarte opus cu Iona, a corăbierilor care se apropie tot mai mult de Domnul, pe când Iona se coboară, se departe tot mai mult de Domnul. Observați cu mine. Versetul 5. Corăbierii s-au temut. Au văzut că e o furtună, s-au temut. Ok, au început să întrebe încolo, măi, roagă-te Dumnezeului tău, hai să vedem ce se întâmplă. S-au temut. Ok. Uitați-vă la versetul 10. Oamenii aceia au avut o mare teamă. Frica lor a crescut. A crescut. De ce a crescut? Păi uitați-vă la versetul 9. Pentru că Iona le spune, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Și când spune Domnul Dumnezeul cerurilor, acolo folosește numele lui Dumnezeu. Jehova. Eu sunt cel ce sunt. Și i-a auzit de Jehova, care i-a trecut pe evrei prin Marea Roșie și a făcut minunile care le-a făcut cu poporul lui Israel. Ei știau că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu înfricoșător și un Dumnezeu mare. Și frica lor a crescut. Și a treia oară frica lor ajunge unde trebuie să ajungă. În versetul 16, i-a apucat o mare frică de cine acum? De Domnul, de Jehova, adevăratul Dumnezeu. Ce extraordinar! Nu vi se pare extraordinar? Ce contrast între Iona, care trebuia să fie profetul Domnului, care doarme dus în fundul corabiei, și corăbierii, care erau păgânii, care strigă fiecare către Dumnezeul lui. Și Iona doarme. Ce contrast! Iona doarme, corăbierii se roagă. Și chiar când Iona le spune să-l arunce în mare, fiți foarte atenți. Nu știu dacă ați observat, dar când l-am observat lucrul ăsta, mi se pare extraordinar. Când Iona le spune să-l arunce în mare, că altfel nu vor scăpa de la moarte, ei tot încearcă să-l salveze. Uitați-vă la versetul 13. După ce le spune, versetul 13, oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, să-l salveze pe Iona. Și nu puteau, pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Noi ne așteptăm
când spune cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. A, ăsta e eroul istoriei. Este Iona, acum, profetul, o să facă, o să dreagă. Și când colo, corăbierii, cei dintre neamuri, ne dau un exemplu de credincioșie. Iona nu voia să fie un martor pentru Domnul, dar Domnul îl folosește pentru convertirea corăbierilor. De ce? Pentru că El este suveran. Iona este, de fapt, dacă ne gândim la Noul Testament, opusul samaritanului milostiv, în pilda Domnului Iisus, care ne este spusă ca să ilustreze pentru noi ce înseamnă să îți iubești aproapele. Iona nu vrea să meargă la Ninive, nu vrea să ajute corăbierii, nu vrea să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Nu are respect și considerație pentru cei necredincioși din jurul lui. Pe când samaritanul milostiv, care nici măcar nu făcea parte din poporul lui Israel, îl ajută pe aproapele lui. Doamne, ajută-ne să ne uităm la Tine, la caracterul Tău de Tată milos și bun și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Amin. Principiul numărul 2, și prin principiile acestea vom merge un pic mai rapid. Dumnezeu izbăvește. Am văzut că Dumnezeu este suveran. Principiul numărul 2 este că Dumnezeu izbăvește. Și în capitolul 2, în sfârșit, după ce stă 3 zile și 3 nopți în pește, Iona, versetul 1, s-a rugat Domnului. Nu putea să se roage până acum? Când toți ceilalți corăbieri se rugau? Când el nu putea să pună pe genunchi și să spună, Doamne, iartă-mă că nu Te-am ascultat și să oprească Domnul furtuna? Numai după 3 zile, Iona s-a rugat Domnului. Același număr de zile pe care Iona l-a petrecut în pântecele peștului a trebuit să-l predice ca și cu cuvântul Domnului în Ninive. Acesta este semnul despre care Domnul Iisus ne vorbește în Matei 12:40. După cum Iona a trebuit să fie sacrificat ca și corăbierii să fie izbăviți, tot așa și Domnul Iisus a murit ca să ne salveze pe noi toți. Iona este un arhetip al Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus e mai mare decât Iona. Pentru că El nu avea păcat. Și pentru că El salvează întreaga omenire. Și pe mine, și pe tine, dragă frate și soră. Căci este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. 1 Timotei 2, 5 și 6. Este o similaritate mare între corăbierii din capitolul 1 și oamenii din Ninive din capitolul 3, care sunt amândouă grupările în mare contrast cu Iona, profetul rebel. Amândouă grupările se pocăiesc și până la urmă amândouă grupările se tem de Dumnezeu. Se întorc de la căile lor rele. Corăbierii aduc în jertfă Domnului, cei din Ninive pocăindu-se în sac și cenușă. Postul pe care l-au chemat cei din Ninive, așa mi-a plăcut, este așa de similar și de asemănător cu postul plăcut Domnului din cartea Isaia. Și vreau să vă citesc ce spune Isaia. Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Poporul lui Israel n-a înțeles cum să se întoarcă la Domnul în tot timpul profeților, aproape 400 de ani. Dar Dumnezeu a trebuit să-i ducă în robie în Asiria, împărăția de nord, și în Babilon, împărăția de sud, sau Iuda. Dar Ninive, cetatea cea mare, Hollywoodul din ziua de astăzi, a înțeles și s-a pocăit. Și generația lor a fost salvată. Pentru că Ninive n-a fost distrusă decât 150 de ani după această generație.
Îmi place așa de mult. Uitați-vă cu mine la Iona 3:8. Postul pe care îl declară împăratul ninivenilor. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu. Și dacă ar fi numai atât, am zice ok, măcar au zis ceva. Dar nu. Și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de la care le sunt pline mâinile. Nu numai vorbă goală, ci și faptă. Oamenii din Ninive îi dau un exemplu lui Iona și nouă cum să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu izbăvește. Dumnezeu izbăvește. Atunci când strigăm către Domnul, trebuie să împletim pocăința cu fapta și întoarcerea de la faptele rele. Și principiul numărul 4. Principiul numărul 3 este că Dumnezeu nu pedepsește pe cei ce se întorc la El. Amin? Și Dumnezeu n-a pedepsit pe corăbieri și n-a pedepsit pe niniveni. Pentru că în versetul 10, auziți ce frumos spune din capitolul 3, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Și atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Principiul numărul 3. Dumnezeu nu pedepsește pe cei ce se întorc la El. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la Tine în fiecare zi. Și ultimul principiu din capitolul 4. Dumnezeu este bun, milos, răbdător și plin de îndurare. În Exod 34:6, îmi place așa de mult că am vorbit despre Moise și poruncele de la Sinai, pentru că Iona citează un verset din Exod atunci când Moise se întâlnește cu Dumnezeu la Sinai. Exod 34:6, ăsta e versetul care îl citează Iona. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, lăudat să fie numele Lui. Și tocmai de asta era mâniat Iona, pentru că știa că dacă oamenii se întorc la el, Dumnezeu se va întoarce și se va căi de la răul care vrea să-l facă. Și Iona avea un idol, chiar dacă el nu-l recunoștea, mai mare decât Dumnezeu. Și idolul lui era Iona. Era, în primul rând, vrea el să fie bine. Vrea ca împărăția de nord, Israelul, să fie bine. Nu dușmanii noștri, ninivenii. Era patriot. Să fim atenți. Dacă patriotismul nostru va lua locul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Amin? Amin? Trebuie să ne uităm în sus. Rebeliunea lui Iona se aseamănă foarte mult, și cu asta am să închei, cu pilda fiului risipitor. Gândiți-vă cu mine un pic prin pilda fiului risipitor. În Luca 15. Și Iona se poate identifica cu fiul cel mai tânăr, în capitolul 1 și 2, când fuge de Tatăl Dumnezeu. Și apoi, Iona vine înapoi la Tatăl și îl roagă în capitolul 2 și Dumnezeu îl scapă și peștele îl prinde și după 3 zile îl varsă pe malul oceanului și îl restaurează. Dar în capitolul 3 și 4, Iona se aseamănă cu fiul cel mare din pilda fiului risipitor. Pentru că nu-i place. E mânios, e invidios, e gelos pe faptul că Dumnezeu are milă de toate neamurile pământului. Trebuie să fim foarte atenți, să nu fim celoși pe cei
pe care Dumnezeu îi cheamă. Și să nu ne comparăm pe laterală cu cei din jurul nostru, ci să ne ridicăm ochii în sus și să ne comparăm cu Domnul Iisus și atunci totdeauna ne vom pleca capul și ne vom umili înaintea Lui. Amin? Amin. Caracterul lui Iona este în contrast cu caracterul lui Dumnezeu Tatăl. Ultima ilustrație pe care o vedem în cartea lui Iona este aceea unui profet care se plânge de starea lui însuși și vrea să moară de ciudă. Versetul 9. Bine faci tu că te mâni din pricina curcubetei, întreabă Dumnezeu. Și îl răspunde, da, bine fac că mă mâni, până la moarte. Mai târziu, un profet adevărat, Domnul Iisus Hristos, va plânge Ierusalimul și căile lui rele. Pe cruce, Domnul Iisus a strigat, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Domnul Iisus cunoștea inima Tatălui Ceresc, care spune același lucru și în cartea Iona pentru noi. Atunci când se adresează lui Iona despre cei 120.000 de oameni din Ninive și când spune în ultimul verset, așa cum Domnul Iisus a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dumnezeu Tatăl spune despre niveni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. De aia am milă de ei. Iona se sfârșește cu o întrebare, care trebuie să ne punem fiecare dintre noi atunci când stăm în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Umblăm noi, umblu eu în voia lui Dumnezeu și înțeleg eu inima lui de tată care arde pentru toți oamenii? Domnul să ne ajute. Să ne uităm la caracterul lui minunat. Să înțelegem că este bun, milos, răbdător și plin de îndurare. Și să vrem și noi să luminăm așa cum El ne-a chemat în viața noastră de zi cu zi. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și îl rog pe fratele Sorin Brie să ne conducă în rugăciunea de încheiere. Da. Ajută-ne. Îți mulțumim pentru biserica aceasta, Doamne, te rog, îndură-te de fiecare dintre noi. Ajută-ne să trăim în ascultare de cuvântul Tău și binecuvintează-ne și în săptămâna care să-ți aducem onoare prin tot ceea ce facem. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Cu ajutorul Domnului, mergem la casele noastre și ne vedem miercuri la ora 7.